dimineața într-un nou vlog din Beijing în continuare. Am vrut să începem această dimineață la o cafea, dar e de-abia 8 și nu-i deschis nimic, așa că am început cu o plăcințică chinezească, sau doar plăcintă, cum zice Răzvan, că na. Și cu Temple of Heaven în spatele nostru. Aceasta va fi prima activitate pe ziua de astăzi, vizitarea acestui templu și parcul în care se află, este o zonă mai mare. Haideți să gustăm, sincer nu știu ce e aici. E și o surpriză. O să fie o surpriză și ne-a pentru mine și ochiul din vitrină și am văzut că multă lumea mânca. E cu legume, așa-i? E fix cu ce era ieri, chestia aia. Varză ceva, nu știu exact ce e aia. Fel de varză, arată ca ceapa, dar nu-i ceapă. Nu știu să descriu gustul. Mi-aduce aminte de gustul de varză călită. Mie nu. Nu știu să descriu. Ceva alge, cred, sau nu știu. Trebuie să ne mai documentăm, scotăm pe net. Sigur e ceva, că deja e a doua chestie pe care o luăm și are asta înăuntru. Da. Dezamăgirea mea de ieri, când am luat, ce am luat, banuri. Da, și era umplut de tot cu asta. Da, eu am mușcat din ele sperând, crezând că e carne. Și am fost foarte dezamăgit. Sincer, nu de ce, eu când am văzut plăcinții că mă așteptam să aibă brânză. Dar nu cred că e locul potrivit. Haideți să vedem templul cerului sau paradisul sau cum e. Templul cerului. Temple of Heaven, da, templul cerului. Sună puțin dubios în română, dar da, ne adaptăm. Începem ca peste tot aici cu cozi, dar pare că merge repede. Nu avem bilet? Nu, trebuie să luăm de aici, acolo. Nu? Ok. Că pare că lumea intră pur și simplu. Și e coada asta și e de-abia 9 dimineața. Că am făcut o alegere bună că am venit un pic mai devreme. Nu ca la zidul... A, și acolo chinezesc. Am plecat de vreme, dar n-am ajuns de vreme. Biletele... All of them. Biletele sunt de două feluri, în care îți oferă doar acces la gate, la porți, și la scenic spots, care e 34, și unul care îți oferă acces doar la porți și e 15 yuani. Noi l-am luat pe primul, la 34, și tot am venit, vrem să vedem tot. Ca peste Thank tot you. Avem și control de securitate, nu știu că am mai zis. La toate obiectivele se face control de securitate, la metro se face control de securitate, se uită în geantă, aici se uită băieți în geantă, la metro e cu raze X ca la aeroport și după aia te și scanează cu un detector de metale. Mi-a dat o bagnotă ruptă. E interesant că au bagnotă de 1, pentru că mai devreme ne-a dat la metro mai am monede. Da, ne-au dat și monede, deci au și bagnote și monede de 1. De care ai luat bilet? Cu de toate. Și cu scenic spot. Hai să intrăm. Și am intrat în ceea ce pare a fi un parc. O alee plină de oameni, of course. Ca de obicei, la orice oră, deși e și sâmbătă azi. A, e și mai rău. Și cred că au avut și ceva să... Cred că au avut libere zilele astea pe lângă... Am fost 1 mai liber, dar noi n-am ajuns pe 1 mai, am ajuns pe 2, practic. Dar cred că au avut libere, pentru că par foarte mulți turiști. Chinezi, da. Și cred că cumva și-au făcut și ei o punte sau ceva săptămâna asta. Și noi am prins fix în mijlocul ei, pentru că este groaznic de aglomerat peste tot. Na, mi-a spus cineva ieri cât am stat o oră jumate la coadă la Marele Zid. Că în Shanghai nu e așa și că n-a stat niciodată la o coadă în halul ăla de mult. Sună bine, ce pot să zic. Următoarele destinații sper să fie fără cozi. O chestie pe care nu cred că, tot așa, nu cred că am menționat-o, faptul că în zilele noastre petrecute pe aici, nu am văzut foarte mulți străini, că e ușor să îi reperezi. În schimb, foarte mulți turiști de-ai lor, turiști chinezi. Și, asiatici, și noi să nu facem diferența. Posibil că și asta. Că era destul de multă lume la immigration când am venit. Dar tot păreau străini, adică nu... Dar nu știu unde s-au dus toți. Mă rog, mulți însemnând, nu știu, 20.
Ei, nici chiar, au trecut mulți care aveau viză deja. Ah, care aveau viză, dar la... da. Și au trecut mult înainte noastră, ne-am mai stat o oră ca să luăm viza. Da. Nu știm, dar da, pare că eu aici că fac foarte mult turist local. Da, sunt și străinii pe undeva, dar mă gândesc că mulți preferă tururi, pentru că e destul de greu cu informațiile și da, nu se riscă probabil. Și fac bani din tururi, te jupai la tururi, efectiv, mi se pare. Eu intrare undeva $5, 6, cum era la Marele Zid, plus drumul, care nu mai știu cât am dat. 12, 18, ori 2, 3, 6, nu, 18, 18, de, 18 de persoană. 18 de persoană, deci, ceea ce înseamnă 12 lei, ceva pe acolo. Deci... nu știu, până în $10 oricum și cel mai ieftin tur pe care l-am găsit era 50. De euro. 50 de euro, da, scuze, da, dolari, dolari, euro, mă rog. Da. Și spunea 4 ore. Bine, noi vorbeam ieri cum era 4 ore acel tur, pentru că am stat în trafic, efectiv, cu orice ai fi mers, stăteai în trafic, adică nu... Dacă a văzut ceva. Pare că se adună persoane și, în general, par în vârstă, care dansează în diverse locuri. Din păcate acum s-a oprit muzica, dar mai devreme dansau aproape toți. Și pare că e un obicei la ei și de obicei se adună și lumea în jurul lor. Se reprezintă un fel de flash mob într-un parc. Și pe lângă dansuri pare că avem și, nu știu ce, antrenând cu sabia. Și aici e interesant faptul că în principal sunt persoane mai în vârstă. Ceea ce explică de ce se menține atât de bine, nu? Da, trebuie să îmbătrânești ca un chinez. Să ca un japonez. Și mai avem undeva și acolo în spate, dar nu cred că se vede. Tot așa dansuri. Deci e plină zona. Am intrat, cred că de 20 de minute sau ceva. Și când ai reușit să ajungem la capătul aleii. Este foarte drăguț, adică, nu știu... cred că peste tot ar trebui să facă asta, adică, na, nu știu, sunt numai oameni în vârstă, sau mă rog, aproape numai oameni în vârstă, nu ne dăm seama de vârstă, că oricum ei nu și arată atât de tare, îți mai dai seama după părul mai închis la culoare, poate câteva riduri, dar foarte, foarte drăguț, fac sport, se mișcă, nu stau în casă la televizor și cred că asta este foarte important. Și fac asta și dimineața și seara. Da, de asta trăiesc atât de mult, probabil. Și am ajuns în zona centrală a templului cerului. Nu e, nu, templul raiului. Heaven e rai, nu e cer. După cum se poate vedea, plin de lume. Și în față avem punctul central al templului. Templul a fost construit în anul jur de 1400, în timpul dinastiei Ming. Iar cea din față este clădirea în care împăratul, la momentul respectiv, se ruga pentru o recoltă cât mai bună. E împărțită pe 3 niveluri, făcute din marmură. Aici jos puteți vedea, putem să vă arătăm cât de multă lume este. Dacă veniți, este, nu știu dacă vă puteți imagina, este plin. Dacă veniți vreodată aici, nu sperați să prindeți vreodată gol. Poate la 6 dimineața când se deschide, dar nici atunci nu cred. Dar veniți cât mai devreme, oricum, că se aglomerează din ce în ce mai tare. Da, am încercat să facem și niște poze, am făcut noi și cu ei. Hai să vedem dacă reușim dacă se și vizitează clădirea asta principală. Am zis că hai să vedem dacă putem să-l vizităm. Mi se pare că avem vreo șansă. Dar pare că lumea face poze, da, de afară. Da, face poze. Ne băgăm și noi? Normal. Pare că nu se poate intra înăuntru, dar se vede ceva de afară. Cum asta ia greu să treci de mulțimea asta de oameni. Cam așa stă treaba. Răzvan încearcă acolo. E băiatul mai înalt cu ochelari de soare pe cap și sonii, dar nu se mai vede acum. I-a zis să meargă acolo să-mi facă și mie o poză, să văd cum e la interior. Pare că o să facă peste câteva capete de oameni. Și cred că vă vorbește așa, că îl las pe el să vă vorbească. Dacă arăși să mă bag aici în față, m-am împins cu toată lumea. Și, cum ziceam, aici e locul unde împăratul
se ruga pentru o recoltă cât mai bună. Mă împinge toată lumea. Templul are 4 stâlpi interiori, 12 medii la mijloc și încă 12 ăștia roșii la exterior. Și acum trebuie să încercăm și operațiunea inversă. Să ieșim din această mulțime. Vedem. Te împingi. La nimeni. Te și ajută așa din spate. Ai supraviețuit? Da. Cum e înăuntru? E destul de gol. Adică nu știu dacă se îngrămădește toată lumea atât să facă poze. Mă rog, probabil pentru ei are o semnificație mult mai importantă decât pentru noi. Sau nu știu nici ei ce e acolo, că doar ridică mâna așa și mai poate. E aglomerat peste tot, m-am băgat și eu în pozele a 15 oameni pe puțin. Templul Raiului este construit la sud de orașul interzis, iar din 1998 se află și în patrimoniul UNESCO. El și-a căpătat acest nume în timpul dinastiei Jianjing, împărat care a mai făcut alte 3 temple, San, soare, la sud, Earth, pământ, la nord, și Moon, lună, la vest. Și aici, ca și în Indonezia, lumea vrea să facă poză cu Cristina. Și cum e fată bună, nu refuză. Dar că spre deosebire de Indonezia, cu mine nu vrea nimeni să facă poză, doar cu ea. Cum este să mergi cu o vedetă după tine? Toată foarte lumea complicat. Vine să facă poză. O să cer bani de acum. Dar, o să menageriez chestia asta. Pe mine efectiv mă exclui, nici mă bag în seamă. De tu stai în spate și faci poze. Da. Ce am mai observat aici este că este un obicei să îmbrace tradițional și să vină să facă poze în diverse puncte în oraș. În general am văzut copii, dar aici, de exemplu, vedem și adulți chiar. Am văzut și o doamnă în vârstă. Foarte drăguț. Că își păstrează cultura, își păstrează portul național, practic. Și îl poartă. Și îl poartă și pare că se mândre, că se duc să facă poze cu el. Te-ai când văd îmbrăcat în opinci cu... Dar nu ie. Sunt, uite, că sunt în Adidas. Deși îi vedeți așa frumos îmbrăcat, sunt în Adidas. Mergem și noi, îmi iau o ie pe mine și... Ce trebuie să vii și cu denala la brâu, da. Nu știu cum îi zice. Și cu steagul țării, am văzut mulți oameni. Da, au lipit sau desenat. Ce ai acolo, Cristina? Înghețată cu templu. Au făcut vânzare cu noi de 28 de yuan, una. Și avem aici, eu mi-am luat cu mango. Și are gust de mango. Am mai are gust de iaurt. Lapte. Da, e iaurt, cred că mai degrabă. Cred că s-ar putea să fie iaurt înghețat. Da, e interesant, are multă vânzare că e cu templu. Are foarte multă vânzare, vinde acolo pe bandă rulantă, adică... Și e primul loc unde s-a uitat dacă am plătit pe Alipay, adică mi-a cerut dovada până să mi le dea. Pentru că în rest plătim în toate locurile și nici nu se mai uită. Da, plătiți acolo. Ceva de gen. Merg pe încredere. Merg pe încredere, aici nu merg ora, pe încredere. Ori avea mai mulți turiști aici. Posibil, și da. Și am luat apă. Pleacă fără să plătească sau ceva. Ne îndreptăm noi și cu toată mulțimea asta de oameni, toată lumea, către Imperial Vault of Heaven, adică seiful imperial, în care erau ținute lucrurile de care avea nevoie împăratul pentru a face ritualul de rugăciune pentru recoltă. Stânga sau dreapta? Este plin în ambele părți, nu știu. Ai vrea să mergem acolo, trebuie să o luăm partea cealaltă, că pe acolo e intrarea. Pare un pic mai liber acolo, dar... Doamne! E toată China aici. Așa, o mică parte. Sunt miliarde. Adevărat și asta. Da, am aflat că am prins ceva sărbătoare, că ne-a
Am căutat pe net, de fapt, și pare că ei sărbătoresc weekend prelungit și au făcut punte de 1 mai cu... Până pe 5. Până pe 5, da. Deci, cumva se explică de ce este atât de aglomerat. Asta am găsit și am găsit într-o parte că astăzi, pe 4 mai, era... Ziua tinerilor? Ziua tinerilor, da. Da. Nu știu, poate și este sărbătoare, sâmbătă, toate... toate combinațiile. Și acum ne apropiem de altarul circular, care era folosit tot așa pentru ceremonii. În principiu, împăratul venea aici și se ruga pentru ploaie pe timp de secetă. Pentru că nu-i acoperit și gen nu ploua. Da, da. Iar acum este acoperit de o mulțime mare de oameni. Îmi scrie cineva în comentarii de câte ori am zis că sunt foarte mulți oameni aici. Fiecare perete de aici reprezintă ceva diferit. Cel circular de pe interior reprezintă cerul, iar cel pătrat reprezintă pământul și este făcut în stilul acesta, în formă rotundă, pentru a reprezenta o mai bună legătură cu divinitatea, cu cerul. Și când se făceau ceremoniile aici, pentru aducerea ploii, se ardeau diverse animale, ofrande oferite și se spune că așa se ridicau spre cer și privim mereu înainte că o să fie mai bine. Mai bine pentru cei care au rămas în viață aici pe pământ. Da. Asta, toate acestea din învățămintele și credințele chinezești. În asta credeau ei, practic. Și încă cred la câtă lume e aici. Sau doar vizitează, nu știu ce să zic, că nu văd să ardă nimeni vreun animal. Păi se făcea, arderea asta se făcea în timpul solstițiului de iarnă, care a trecut. Nu? Da, deci acum e liber la vizitat. După cum se grămădește lumea acolo, că acolo era punctul central al ceremoniei. A, și e ceva acolo, e un pătrat. Păi e ceva, că nu stă toată lumea să degeaba aici. Nu, e un cer. Aparent e un obicei să te urci picioarele în acel loc. Nu știu dacă se vede, dar lumea se îngrămădește foarte tare aici pentru asta. Cristina? Ce ziceai? Da. Că nu mai crede lumea? Cred ei în ceva, da, da. Și după cum am zis, și altarul imperial, răzdă-mi copil peste mine, locul în care se țineau cele necesare pentru procesiunile pe care urma să le facă împăratul. În locurile pe care le vom arăta mai devreme. Și aproape imposibil să faci o poză fără o mulțime de oameni. Îmi pare rău că mă plâng, dar e foarte, foarte multă lume. Să mai adăugați un 1 acolo la numărătoare. Seiful imperial are și două anexe, de o parte și cealaltă, cea de est și cea de vest, și e înconjurat de un perete lung de 193 de metri, la care se zice că, datorită conformației lui, fiind foarte plat, dacă cineva stă într-o parte, în partea de est a lui, și cineva în partea de vest și strigă un cuvânt, cealaltă persoană îl va auzi. Asta zice că s-ar datora teoriei sunetului și creează o atmosferă misterioasă în acest loc. Ideea e că nu putem să încercăm efectiv, pentru că e gard pus lângă perete. Am terminat cu Heaven, Temple of Heaven, și ne-am decis așa, out of nowhere, inopinant. N-ai plănuit de acasă asta? Nu, chiar nu. Voiam să mergem mai târziu, dar ne-am dat seama că am putea merge acum să încercăm rața Peking sau rața Beijing, un fel de mâncare foarte popular și cunoscut aici, unul dintre cele mai scumpe feluri de mâncare de aici, de fapt. Dar n-am zis că nu putem să venim în Beijing
și să nu încercăm. Să încercăm la mama ei acasă. Da, așa că încercăm să mergem acum la un restaurant și mergem la ora 12, cam așa, pentru că am citit că de obicei stai și 2-3 ore la coadă și mă gândesc că poate nu mănâncă lumea. Seara de obicei se face coadă, așa că mă gândesc poate la prânz nu e atât de aglomerat. Poate avem noroc. Hai să zic dacă ne iese. Este cireș? Dar nu-i cireș. E natural copacul ăsta? Asta mă întreb și eu. Că... ar putea fi cireș, dar nu sunt convinsă că e natural. Pare cam plastifiat. Da, e de plastic. De plastic, da. Hello. Why good? Ok. Am portat o fată pe Cristina. Hai să vedem și ce vrea de la Cristina. Hai. Oh, no, thank you. No, stay. Yay. Yay? No, it's okay, no. Acum spune-și ceva de la tine. Eu n-am înțeles. Are o soluție de curățare, haine și încălțăminte și dacă vreau să-mi curățe încălțările. Surprinzător, sunt albi și încă nu s-au murdărit, deci... Și destul de curate, da. Da. Ai făcut un copil trist. Da, îmi pare rău. Nici nu știu cu ce îmi dădea și... n-am... aia e. Avem treabă, trebuie să mergem să mâncăm. Dar până la mâncare... Am trecut, biserică. Da, am trecut pe lângă asta și care pare a fi exact o biserică și în orice biserică pare ortodoxă. Ok, nu e ortodoxă, pare a fi catolică, doar că arată ca una ortodoxă, că de obicei la catolici sunt au altă formă. Nu știu. Dacă zici tu. Mie nu mi s-a părut ortodoxă, dar... Da, oricum. Nu prea avea sens. E, nici catolică nu pare atât de mult sens. Dar nu se poate intra. Și conform acestui panou, nu știu dacă se vede pe el, a fost reconstruit în 1904 și e una din cele 4 biserici catolice din Beijing. Și au 4 biserici. Facem, Cristina, cum e masă? Asta este coada. Apreciez că este jos. Oamenii din spate de acolo. Ceilalți, și iasă la coadă. Și de mâncare să mănâncă înăuntru. Deci o să consider că nu mâncăm aici. Nu, deci uite, e în ghidul Michelin de asta. 2020. 2021. 2021. Și are mai multe premii, dar... aici dar nu stăm 3 ore la coadă. Hai. Mai încercăm într-un loc. Crezi că acolo o să fie altfel? Nu știu. Aș veni și te strigă. Da, trebuie să învățăm cum se zice. Deci, hai. Haide. Al doilea loc, coada pleacă de aici din interior. Se întinde până afară. Am ieșit aici la coadă. Oameni și afară la coadă. Eu am zis că nu-i coadă așa mare. Da, am zis că nu-i coadă atât de mare. Am zis că doar oamenii ăștia care așteptă aici pe bordură. Care și ăștia destul de mult, dar și cu aia dinăuntru cam nasol. Ne-am pus la o altă coadă și avem numărul 148. A zis o tipă de aici, ne-a scris foarte drăguț. Ne-a scris pe telefon. Că durează jumătate de oră. Dar încercăm să o credem. Acum vom vedea cât durează. Dar oricum, ea instant ne anunțe când e numărul pe care se strigă în chineză. Da, și nu înțelegem nimic. Nimic. Se strigă chestii. Nimic. Sperăm să mâncăm pentru că... ăsta este alt loc la care am fost. Și... am văzut... acum sperăm să aibă Peking Duck pentru că le-am văzut undeva aici în... vitrina, nu aici. Aici. Cam așa, cam așa arată rața și de vine și stai o bucată din ea de ce am văzut. Ceva de genul acolo.
Sperăm că am nimerit la restaurantul a cărui bucătărie o vedem aici. Hai că am intrat în, cred că jumătate de oră, cam așa. Ba, cred că mai puțin 20 de minute. Și ca peste tot aici, avem un QR pe masă. Și trebuie să ne comandăm de pe telefon ce vrem de mâncare. Cristina pare foarte indecisă. Ne-am dat un meniu afară și ne-am ales ceva de acolo. Hai să vedem ce vine într-un final. Ok, deci o să gust ăsta, care cred că e dulce. Mă așteptam să fie mai dulce, sincer. E chiar ok. Mai vin chestii. Mi se umple masă. Da, cred că au greșit comanda. Au adus... Thank you. Și cred mai trebuie să mai vin o chestie, nu? Da, ce-a venit aia de aici, din față, e rața. Care, din păcate, în alte locuri vine bucătarul și ți-o taie de față cu tine. Dar aici nu avem parte de astfel de tratament. Sperăm și să acolo... fie bună, da, pentru că în faza aia era prea coadă în alte părți. Aici și-a ales Răzvan o chestie ciudată. E practic burtă de porc făcută în urmă. Mamă, cât usturoi are. Și ultima parte din comandă, vreau ceva cartofi dulci, parcă, sau mă rog, era făină de cartofi. Făină de cartofi dulci. Nu știu cum vine asta. Deci are ăsta la usturoi, știa ce are gust? Ciorbă de burtă. Și eu până acum n-am mâncat ciorbă de burtă, deci o să fie un, o surpriză. Am tot usturoi. Am mai mâncat de asta. E fructul ăla sau legumă cu Y, ceva. Ne amintim și vă spunem. Numește iuca. Și ăsta e usturoi, într-adevăr. Da, deci zic cartofi dulce la iuca. Da. De-aia că vă zicem că teoretic pielea asta de rață ar trebui și băgată în zahăr, doar că noi din păcate nu avem zahăr pe aici. Nu știu dacă am văzut eu prost sau era doar în acel loc chestia asta. Ideea e că rața asta Peking, ce are special, e faptul că e dată cu un amestec de condimente, lăsată într-o cameră uscată câteva ore sau chiar peste noapte, după care e coaptă sau prăjită și mai apoi unsă cu un sirop din zahăr și oțet, parcă. Și cumva, pe vremuri, era foarte important să fie cât mai multe piele și carne nu conta atât de mult. Bă, că nouă ne dau și ceva carne. Are gust de piele, în primul rând. Ca pielea aia de pe puiul prăjit. Sau copt, de fapt. Dar e foarte... Gen, efectiv se topește în gură. E foarte interesantă și aici vedem, de fapt, și carnea. Singura chestie e că sper că n-au rupt-o sau ceva, pentru că aici nu obișnuiesc să dea cuțite sau ceva, e totul faci cu bețele. A, și da, dacă veniți vreodată aici, trebuie să învățați înainte să mâncați cu bețe, pentru că nu există conceptul de furculiță sau ceva. Nu se dă pe nicăieri. Carnea bună. După ce am căutat pe internet, am aflat cum se mănâncă de fapt. Și că avem și clătituțele astea, ciorfiene. Deci se ia una bucată clătită. Se umple cu, vreau să spun că pui și carne. Pielea asta aia pare mai bună goală. Nu știu, mie îmi place carnea mai mult goală. Hai că am făcut dita mai șaură. Așa, și avem aici și o serie de legume. Când nu ai castravete și alaltă nu știu exact ce sunt, ceapă.
cutia e ceapă și cred că cealaltă e sfeclă. Bine, e o sfeclă ciudată, da. Hmm? E o sfeclă ciudată. Da. E sfeclă asiatică. Nu, cred că e gătită în flamifer. O împachetezi și o bagi toată în gură odată? No. O... dulceață de prune. Ai dulceață de prune? Că n-avea gust dulceață de prune. E ceva oțet cu prună, parcă. Da, deci de principiu arată să mănâncă în formă de shawarma. Nu era. E chiar interesantă și carnea e foarte bună, foarte gustată. Trebuie să găsim și noi în București un restaurant. Să facem comparația. Cam asta a fost masa. A fost destul de consistentă. Da, n-am mâncat într-un restaurant de la Drăguț, asta îmi pare rău, cu care să vină, să ne taie la mase, plătei și spectacolul de așa natură, însă am mai citit pe internet că oamenii au stat în locurile alea și câte 2-3 ore la coadă și după cum arăta coada, părea posibil. Și noi vrem să mai facem ceva astăzi? Da, am crezut că o să facem foarte multe chestii și că o să avem foarte mult timp, dar pare că totul ne ia enorm de mult timp, adică chiar și mersul la templu dimineața, am văzut 3 clădiri doar pe afară. Asta da, și 3 ne-am primat prin parc peste 3 ore, cred că ne-a cam ajuns. Da, e foarte frumos și parcul de acolo, da. De la Temple of Heaven. Da, față e că, da, totul durează mult. Dar pentru că am uitat să vă spunem, am dat pe masă 198 de yuan, cam 126 de lei. S-a un preț ok. Da, două feluri principale, rața și noodle și un aperitiv și două băuturi și o apă. Și apă. Foarte interesant că gen apa e foarte ieftină, ca la supermarket, nu știu. La supermarket e 2 yuan, acolo a fost 3. Și acum cercăm să ajungem la Tiananmen, piața Tiananmen. Da. Să vedem dacă și reușim. Sperăm. Eu am încercat să fac o rezervare pe Alipay. Mie nu mi-a mers. Am citit pe internet că ar trebui să faci rezervare dacă vrei în zona asta să intri de pe o zi pe alta, cel puțin. Însă ieri cât am stat la coadă, am vorbit cu o fată care a fost și a spus că nu i-a cerut nimic, cât te scanează poliția ca peste tot, își cere pașaportul și tot, dar în schimb nu, că nu i-a cerut nimeni rezervare. Acum să vedem ce-o fi, dacă reușim să intrăm, vedeți și voi. Da, oricum e, cred că e ceva sărbătoare, pentru că fix în, lângă locul unde am mâncat noi, era un hotel din care intrau și ieșeau o grămadă de femei și fetițe îmbrăcate ca cele din spate. În port tradițional, știți că vă ziceam că și la templu am văzut o groază de copii îmbrăcați așa. Da, aici erau în special femei și copii. Cred că este sărbătoare mai mare azi decât a fost zilele trecute, dar pare că a fost un weekend de sărbătoare, ceva de genul. Noi l-am prins. Fix noi l-am prins. Te merg în rând cu tine. Ce? Merg în rând cu tine. Și am reușit să intrăm în zona Tiananmen. Mai avem, cred că, de mers un pic până în piață. Cred că e după clădirea aia. Primul lucru pe care am dat aici sunt acești stâlpi pe care sunt mult, mult mai multe camere decât am mai văzut noi prin oraș, pentru că e pânzit orașul de camere. Nu poți să miști nimic aici. Da. Și chiar și controlul de securitate a fost cel mai riguros prin care am trecut. Ne controlează peste tot, adică la metro, la toate obiectivele turistice, intri, te scanează, inclusiv te mai pune să deschizi gențile. Dar aici, efectiv, ne-a pipăit fata aia. Ceva de groază. De gap până în picioare, da, pe mine. Ne-a pus să scoatem tot din buzunare. Eu aveam într-un buzunar capacul de la aparat și cu niște monede. Mi-a găsit o monedă, mi-a luat-o și mi-a dat-o și nu m-au crezut că cealaltă sunt tot monede și m-a pus să le scot pe toate. Eu aveam bilet la Temple of Heaven și m-a pus să-l scot din buzunar și după aia s-a uitat dacă chiar e bilet acolo. Bine că am ținut minte bine că este de acolo biletul. Da. Și o informație pe care eu n-am găsit-o și cred că e foarte utilă, că eu efectiv n-am găsit-o nicăieri pe internet. Nu-ți trebuie rezervare, deși scrie peste tot asta. Poți să intri doar cu pașaportul.
Eu am încercat să fac rezervare, WeChat nu avem că nu se poate. Pe Alipay am încercat printr-un third party care ne cerea bani deși e gratis. Și nici acolo n-am putut, mi-a dat eroare. Dar am venit aici, am intrat doar cu pașapoartele. Și acum încercăm să facem loc prin marea asta de oameni. Și acolo în spate avem tablou, da, foarte mare al primului conducător al Chinei comuniste. Da, Chinei cum o știm noi astăzi. China cum o știm noi. China, da. După China de astăzi este China de după transformările făcute de el. Este primul lider al Partidului Comunist chinez. Mao Zedong. De ce ești supărată? De ce sunt supărată? Ne-a luat o oră să intrăm, să pocolim tot, că nu te lasă să intri pe nicăieri. Și ne-am pus noi, hai să mergem prin pod. Și am ieșit și nu ne mai lasă să ne întoarcem. Trebuie să ne inducem să intrăm iar. Da, noi am intrat pe poarta asta mare, unde era tabloul cu Mao Zedong. Și nu mai putem să ieșim înapoi la monumentul principal. De aici se poate urca în Tiananmen Tower, ceea ce noi nu vrem să facem. Vrem să mergem în piața aia, hai. Da, că noi n-am stat în piață, nu știu de ce. Hai să mergem în partea cealaltă, să vedem un pic ce e și după aia ne întoarcem. Dar aparent întoarcerea asta nu e atât de ușoară. Deși teoretic ne-au zis băieții că ar trebui să mergem vreo 300 de metri. Da, și să trecem, stăm din nou la coadă și să trecem din nou prin securitate. Dacă tot ne-am rătăcit, am încurcat. Din nou. Așa. Măcar avem ocazia să vedem și partea cealaltă a zonei. Am zis că nu intrăm prin același loc, că deja ne cunoștea toată lumea de acolo. Da. Râd de noi, nu știm dacă ne mai lasă. Găsim parcul ăsta care e fix lângă Forbidden City. Intrarea e 3 yuan. Deci am observat, în general, parcurile sunt cu plată. Dar sunt sumele astea modice, deci e ok. Ne aflăm în Tiananmen Square sau piața, în traducere am văzut-o. Este o piață publică aici în centru. Hello. Este o piață publică aici în centrul Beijingului. Este o piață imensă, are 880 de metri lungime și 500 de metri lățime. Cea mai mare din lume. Este cea mai mare piață publică sau square, mă rog, din lume și de asemenea cea mai importantă piață din întreaga țară, din întreaga China. Este aici această piață construită încă din 1949, de când s-a proclamat Republica Populară China. Și cred că lumii întregi este mai cunoscută datorită sau din cauza, nu știu exact cum să zic aici, protestelor care au avut loc aici, care au fost făcute de comuniști, această piață, și era să pună capătul comunismului. În 1989. Da, dar nu a avut neapărat legătură cu ce s-a întâmplat la noi, ci în aprilie a murit secretarul partidului, da, deci un om foarte important al Partidului Comunist, care era contra corupției și nepotismului și era mai îndreptat spre democrație, ceea ce nu convenea atât de mult celorlalți membri de partid. Însă avea oameni de partea lui și după moartea lui oamenii s-au adunat aici să-l jelească și totuși s-a transformat într-un protest, pentru că, cum am zis, el voia să facă anumite reforme, cum ar fi libertatea de gândire sau libertatea presei, ceea ce în ziua de astăzi nu prea este, din ce am înțeles noi. Nouă ni se pare oameni relativ liberi, dar na. Liberi ca îmbrăcăminte, ca mod de viață, ca interacțiune. Nu mi se par niște oameni cărora să le fie frică, dar cred că s-au și obișnuit cu... Da. Nu pot să zic că am simțit foarte tare restricțiile, în afară de faptul că la metrou, râdeam astăzi, nu te poți grăbi la muncă la metrou, că trebuie să treci prin securitate. Tot fel de controle. Ca la, nu chiar ca la aeroport, e un pic mai light așa, dar oricum trebuie să treci prin securitate. Și cam peste tot unde intri, chiar și în parcuri, și majoritatea se plătesc, nu cred că am intrat într-un parc unde să nu plătim, sume modice, nu-i ceva, 2-3 ani, dar oricum se plătesc. În schimb, când am intrat aici, trecând și prin sistemul de securitate de două ori, pentru că am fost noi fraieri și am ieșit din greșeală. Da. Și... Dar am avut ocazia să mai vedem un parc așa. Da, și văzând toate steagurile și tablourile cu liderii și
iarba tunsă, la linie aliniate toate floricelele, totul frumos, drăguț, așa. Cred că acum de-abia mi-am dat seama că, băi, noi chiar suntem într-o țară comunistă, adică se simte, nu știu. Deși oamenii nu, din nou, da, ei pare că și prin securitatea aia a trecut foarte lejer, așa, nu era ceva. Sunt obișnuiți și revenind la partea cu protestele, ele au ținut cam o lună și jumătate. Au început niște studenți, s-au luat mai mulți oameni, s-au răspândit în toată China, s-au dus negocieri cu acești, acești lideri ai protestelor, care nu au dus nicăieri și la final, după o lună și jumătate, undeva prin, la început de iunie, partidul a scos armata pe străzi și a început să tragă efectiv în lume. Nu se știe exact numărul morților, dar nu se s-a declarat niciodată. Se preconizează că sunt de la câteva sute la câteva mii de oameni morți și răniți câteva mii la fel. Și din rândul protestatarilor și din rândul soldaților. Și cred că, nu știu, e cea mai reprezentativă, nu știu, filmare, poză de aici, pe care eu nu o știam, când zicea cineva de Tiananmen, e cea cu protestatarul care se pune în fața tancurilor. Din păcate nu se știe ce s-a întâmplat cu acel om. Măsurile astea de securitate probabil sunt pentru a nu repeta încă o dată aceeași greșeală pe care a făcut-o în anii 89 partidul. Dacă plănuiești să fumezi, în schimb, o să ți se oprească bricheta. Da, avea securitatea o ladă plină de brichete, pe lângă cele aruncate la coșurile de gunoi înainte de securitate. Deci, da, dacă sunteți fumător, ghinion. Da, rămâneți fără brichetă aici. Nu suntem foarte documentați despre asta, dar am citit că există o ceremonie a steagului și la răsărit se ridică steagul și la apus se coboară. Și credem că asta începe să se întâmple acum. N-am găsit o oră exactă, deci am citit pe internet, depinde foarte mult de lună, de momentul în care apune soarele, da, dar e posibil doar să înceapă să se pregătească sau asta să fie de fapt ceremonia, nu-mi dau seama exact, sau fac loc momentan. Cum ziceam, nu prea știm ce se întâmplă. Dar au venit băieții ăștia în alb și armata și car stâlpi prin care se delimiteze ceva drum care îl fac, dar nu pare că duce la steag. N-am zis ce unele sunt cărate de băieții ăștia și unele de armată. Și cam așa arată un mall de aici din Beijing. Am intrat random într-un une aici în cale și aparent acum suntem la două etaje sub pământ. Îți dai seama că gen toate hainele făcute aici, toate hainele made in China sunt produse locale. Arată interesant, este gol, ceea ce nu prea se întâmplă de obicei. Pentru că e toată lumea în oraș. Da. Și este foarte shiny, așa, adică la intrare pe mine mă lua cu amețeală de cât sclipeau chestiile. Este interesant e că n-am văzut niciun magazin cunoscut în mall-ul ăsta. Știți voi vreunul? În mall-ul ăsta. Mă rog, vreunul din astea. Singurul magazin, mă rog, de care am auzit a fost Huawei. Dar e firmă chinezească, deci asta explică. Trebuia să găsim și un Xiaomi, nu? Trebuia să găsim și un Xiaomi. Bă, uite că Xiaomi chiar n-am văzut. Ai văzut? Nu. Majoritatea am văzut că au Huawei, din ce am mai văzut eu la oameni. Dacă lor nu le trebuie Google Play și alte chestii de la Google. Și ce interesant, nu există conceptul de ușă care se deschide singură sau se închide singură. Vă arătăm cum se intră și cum se iese de aici. Cam așa. Asta prinsă cu magneți. Doar că ai toată șansa să lovești pe cineva, când trece după tine. Sincer, n-am aici, cel puțin n-am văzut nicăieri o ușă automată. Așa se intră, se iese peste tot. Am crezut până acum că sunt magazinele mai mici, dar pare că și la mall e la fel. Acum mai arată China pe care mi-o imaginam eu, cu chestii, cu clădiri înalte, cu chestii shiny. Tu voi ai ceva shiny. Și eu te-am dus la istorie și cultură. Da. Cu poduri, cu chestii, nu? Deci nu arată chiar atât de futuristic sau ceva. E destul de basic și toate clădirile lor noi sau vechi pare că sunt din cărămida asta albă, gri, ceva de genul. Păstrează un stil arhitectural consistent. Fel, da.
Așa e. Deși când... spun asta acum când fix în spatele meu sunt clădiri de sticlă, dar în mare parte arată cam la fel. Așa e când totul e construit de aceeași entitate. Ce voiam să mai precizăm este că am ratat un punct pe itinerariul nostru. Pe de o parte voit, pe de o parte nevoit, orașul interzis, știm că este un punct foarte îndrăgit și foarte vizitat, deoarece bilete nu se găsesc. Se pun la vânzare cu 7 zile înainte, la ora 8 seara, dar le-am dat mail, am încercat să le luăm, ora 3, era ora 3, ora României, am intrat fix atunci, nu am reușit, mie mi-a dat eroare, iar în 5 minute au dispărut cu totul. Era tot sold out. Era tot sold out. Am încercat să mă cert cu ei, să le spun că nu le merge site-ul, pentru că mie mi-a dat eroare de două ori în intervalul acela de 5 minute. Însă mie s-a dat copy-paste la un mesaj generic și biletele se pun în vânzare la ora 8 cu 7 zile înainte și aia a fost tot. Se poate face cu tur. Biletele costă undeva la 40 de yuani, iar un tur e undeva în jur de 1000. Așa că să faceți o idee, un tur de câteva ore, dar îți cumpără ei biletele. Și ca să cumpărăm, și am mai găsit în altă parte să luăm bilete deja rezervate de agenții pentru ziua în care voiam noi și era tot 1000, doar biletul. Mai citisem pe net că unii au reușit să se ducă direct la casa de bilete și să ia bilete. Da, am spus inițial că o să încercăm să luăm bilete de acolo, însă efectiv n-am mai avut timp. Probabil ne mai trebuia o zi, poate asta e singurul, nu știu, ăsta e singurul regret poate din Beijing, ne mai trebuia o zi și nu am avut-o. Și acestea fiind spuse, s-a mai terminat încă o zi pentru noi în Beijing, chiar aici pe Xidan Street, strada de cumpărături practic din Beijing, un fel de Champs-Élysées din Paris sau Orchard Street din Singapore. Așa că nu uitați să ne dați un comentariu, un like, un subscribe acolo, pentru că ajută foarte mult și ne impulsionează. Și nu uitați și de Instagram, _choosetotravel și choosetotravel pe TikTok. Și vă mai lăsăm aici imagini cu ce mâncăm în seara asta. Până la urmă mâncăm niște tofu în seara asta. Foarte lipicios. Nu știu ce e, dar e picant și înțepător în același timp. Poate e stinky tofu. Poate o fi stinky tofu, nu știu, dar nu cred. Și arată ce ți-ai luat aici. Și mi-am luat și niște lapte de cocos cu fata asta pe el. Chestii ciudate de încercat. Niciodată nu știi ce ți-ai luat de fapt aici. Și cealaltă chestie pe care o mâncăm se numește Bim Bam. Și e un fel de tocăniță cu porc. Oare suc. Și cu muguri de soia, mulți, și cred că și cu niște orez, dar nu-l găsesc. Și orez aici. Un fel de bolu ușor, bolu leț. Cam asta mâncăm noi. Pa, pa!